Direcția de Sănătate Publică din județul Mehedinți a declarat focar de COVID-19 la Serviciul Județean de Ambulanță după ce 10 angajați ai instituției au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Deși ambulanțierii și asistenții de pe salvare intrau mereu în contact cu pacienții infectați sau suspecți, până în acest moment Serviciul Județean de Ambulanță din Mehedinți nu a prezentat nicio astfel de problemă. SARS-CoV-2 lovește încă o instituție dintr-o Beta Turnu Severin. De această dată este vorba de Serviciul Județean de Ambulanță, unde 10 angajați ai instituției au fost infectați cu noul coronavirus. Totul ar fi pornit după ce o asistentă a declarat că are simptome asemănătoare cu cele de COVID-19. Aceasta, în urma unui test, a fost confirmată pozitiv. Toată secția a fost testată, iar până în acest moment 6 asistenți, 4 ambulanțieri și un doctor au fost afectați. În Serviciul de Ambulanță Mehedinți, după cum știți, având în vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm, inevitabil personalul medico-sanitar suferă și el la anumite lucruri urâte pe care n-ar fi trebuit să le suferim, dar asta este situația. Ce putem să vă informăm noi și ce pot eu să vă informez ca și director medical interimar? La ora actuală avem 5 asistenți care au fost testați și se găsesc pozitivi, sunt pozitivi, se găsesc în izolare. Avem un doctor pozitiv, se găsește tot în izolare de 14 zile și 4 ambulanțieri testați care au fost găsiți pozitiv, tot în izolare. Săptămâna asta care vine, mâine, vor fi testați ambulanțierii și asistenții pentru a doua oară și dacă testul avem norocul să fie negativ, îi vom chema la servici pentru asigurarea urgențelor. Activitatea se desfășoară în continuare în mod normal, fiind 8 echipaje pe zi și 7 pe noapte. Până în acest moment, Serviciul Județean de Ambulanță Mehedinți nu a prezentat nicio astfel de problemă. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în județul Mehedinți. 132 de persoane sunt internate în acest moment, din care 10 sunt la secția de terapie intensivă. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 691 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 132 persoane sunt internate, din care 10 persoane sunt internate la secția ATI, 188 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1954 persoane, în ultima săptămână fiind confirmate 251 persoane cu COVID-19. De asemenea, de la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au decedat 90 de persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856 din 2020, este de 0,95.